Bună ziua, stimați reprezentanți mass-media! Astăzi, în calitate de deputat și reprezentant a Partidului Renaștere Văzrăjdenia, am convocat acest briefing de presă pentru a discuta referitor la o temă importantă, cum sunt alegerile locale. Alegeri de care se pregătesc toți actorii politici din această țară și alegeri locale despre care nu se cunoaște. Vom avea noi în acest an aceste alegeri locale generale? Nu vom avea? Sau dacă vom avea, când va fi stabilită pe data acestor alegeri locale generale? În spațiu public, și nu numai în spațiu public, dar și în culoarele puterii, se vorbește despre mai multe scenarii care ar putea să ne aștepte în acest an, în toamnă. Cunoașteți cu toții că în 2019, în toamnă, anul 2019, au avut loc alegeri locale generale și acum, în acest an, iarăși în toamnă, la expirarea mandatului aleșilor locali, urmează să fie organizate alegeri locale generale. Se zvonește în culoare că guvernarea de astăzi ar putea, prin diferite șeretlicuri, să nu organizeze aceste alegeri locale. De ce? Deoarece intuiesc ei că scorul obținut de către guvernare în aceste alegeri va fi unul dezastruos. Noi am văzut pe parcursul anului 2021, la alegerile locale noi, guvernarea a suferit un eșec. Alegerile locale din Bălți, în general, scorul a fost anulat și un candidat a fost scos din curs electoral. La alegerile locale noi din anul 2022, de asemenea, guvernarea a suferit un eșec. Alegerile regionale din Găgăuzia, guvernarea a suferit un eșec. Și toate politicile pe care le duce această guvernare, de asemenea, vor fi sortite unui eșec. Mai mult ca atât, în plină pregătire către alegerile locale, PAS-ul a hotărât să înceapă, să demareze pe vestita reforma administrativ-teritorială. Săptămâna trecută s-a discutat primul pachet din această reformă administrativ-teritorială, proiectele de legi legate de amalgamarea benevolă sau voluntară, cum spun ei, a primăriilor. Și din punctul ăsta de vedere, unii experți se dau cu părerea și consideră că în loc să obțină 20 sau 25% din voturi în cadrul acestor alegeri, guvernarea ar putea, în general, să nu organizeze aceste alegeri pentru a nu suferi în continuare un eșec. Deci, din punctul nostru de vedere, această guvernare trebuie să răspundă la întrebarea când vom avea noi alegeri și când va fi stabilită data alegerilor locale. Un mic excurs în istorie și pe aspectul juridic a problemei date. Până în anul trecut, codul electoral care a fost în vigoare stabilea că data alegerilor locale este stabilită de către Parlament prin hotărâre. Odată ce a intrat în vigoare nou cod electoral, la 1 ianuarie acestui an, procedura privind stabilirea alegerilor locale generale a fost transferată către Comisia Electorală Centrală. Avem un cec independent de popor, dar subordonat politic PAS-ului, care până în prezent nu a stabilit data alegerilor locale generale. Eu vă dau citire ceea ce prevede articolul 159 din Codul Electoral.
El sună în felul următor. Alegerile locale generale au loc în ultima duminică a lunii octombrie sau prima duminică a lunii noiembrie. Și data alegerilor stabilește de către Comisia Electorală Centrală cu cel puțin 70 de zile înaintea zilei alegerilor. Deci, necunoscutele în această formulă, de fapt, sunt cunoscute. Conform legislației, trebuie să avem alegeri sau se stabilește data, ziua, fie în ultima duminică a lunii octombrie, fie în prima duminică a lunii noiembrie. Și trebuie să fac cecul cu cel puțin 70 zile înainte. În această ordine de idei, pentru a scoate toate speculațiile legate de stabilirea datei alegerilor, vom avea noi alegeri în acest an, nu vom avea noi alegeri în acest an, noi, cei din Partidul Renaștere, Văzrăjdenie, venim cu o solicitare, un demers în cecului, da, înaintăm acest demers, ca ei deja să stabilească data alegerilor locale, pentru ca toți actorii politici, care deja vedem că unii vin cu candidați la primării, la funcția de primar, general la capitalei, în alte localități, să stabilească cecul de acum, data alegerilor, ca toți actorii politici să cunoască că vom avea aceste alegeri și să se pregătească liniștit către aceste alegeri locale generale. De ce spun acest lucru? Legislația prevede că cecul stabilește cu cel puțin 70 zile înaintea zilei alegerilor. Timp încă mai este, dar dacă să facem un mic exercițiu matematic, eventual cecul poate în luna august, în a doua jumătate a lunii august, să stabilească această zi a alegerilor. Cunoaștem cu toții că luna august este o lună în care toți, și Parlamentul inclusiv, pleacă în vacanță. La finele lunii august avem marile sărbători, cum sunt limba noastră, ziua independenței și așa mai departe. Și din punctul ăsta de vedere, cumva acest exercițiu, da, după mine, va fi unul șfanat și nu va avea acel efect, da, care trebuie să-l aibă. Și din punctul ăsta de vedere, noi considerăm că cecul, independent de popor, dar dependent de PAS, ar trebui din timp să ia această decizie și să stabilească concret când noi vom avea alegeri locale generale. La finele lunii octombrie sau la începutul lunii noiembrie. De ce? Deoarece independență de ziua aceasta, care urmează să fie stabilită de către Comisia Electorală Centrală, deci toți actorii politici vor trebui să-și facă planuri când să aducă în mișcare, da, întreaga mașinărie politică pentru fiecare partid în parte. Asta ceea ce am vrut să vă comunic, stimați reprezentanți mass media. Este regretabil faptul că până în prezent nu a fost stabilită această zi a alegerilor locale. Toți vorbesc despre aceasta. Toți se pregătesc, vorbind despre actorii politici. Dar noi încă nu cunoaștem, vor avea loc alegeri locale în acest an sau prin procedura magică a regimului de stare excepțională, guvernarea va anula aceste alegeri. Deci guvernarea trebuie să răspundă la această întrebare. Cecul consider că trebuie să acționeze rapid, cu celeritate, și să nu joace, da, în jocurile democrației pe sub saltea.
data legilor trebuie să fie stabilită, toți trebuie să cunoască și în tihnă să se pregătească de aceste alegeri. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați venit la acest briefing și ne vom vedea altă dată. Mersi mult!